Bună, draga mea! Sunt Lunala! Dacă ești născută la 21 octombrie, ești fermecătoare, inteligentă, flexibilă și elocventă. Te-ai născut pentru a face plăcere oamenilor. Numeroase interese și o personalitate luminoasă atrag mulți fani care apreciază deschiderea ta. Îți place să fii în centrul atenției și să faci totul pentru ca prietenii și cunoscuții să vorbească bine despre tine și să te accepte cu plăcere în compania lor. Cu toate acestea, nu ești în niciun caz o persoană frivolă. Un gânditor inventiv și original, ești grijulie și îți place să înveți. O înțelegere profundă a oamenilor și a nevoilor lor te face un excelent psiholog și negociator. Nu există nicio îndoială că ești în mod clar diferită de oamenii din jurul tău, atât din punct de vedere al originalității, cât și al viziunilor. În ciuda faptului că poți fi fermecătoare și atragi atenția în diverse situații, de multe ori poți fi un despot, mai ales în raport cu afacerile private. De fapt, ai un caracter complex. Apreciezi foarte mult armonia și liniștea și încerci adesea să-ți îmbunătățești mediul, dar chiar și mici flacuri te pot deranja, iar eșecurile celor dragi te pot aduce la disperare. Semnul tău zodiacal aparține constelației Balanță. Semnul zodiacal Balanță este direct legat de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: pluralism, moderație, raționalitate, liniște, dreptate. Indecizia Balanței și complexitatea în luarea rapidă a deciziilor sunt legendare, dar tu te distingi prin farmec incredibil, abilități excelente pentru artele frumoase, bunătate și sensibilitate. Având o natură artistică și tandră, tu ești elegantă, sociabilă și practic lipsită de agresiune internă. Cu toate acestea, instabilitatea ta te face susceptibilă de tot felul de influențe, inclusiv negative, iar o pasiune pentru timp liber te poate duce mai departe în lene și indolență. Este indicat să eviți autocompasiunea și pasivitatea, să-ți dezvolți propriile abilități naturale, să comunici în abundență, dar să nu permiți celorlalți să te conducă. Tu ești în realitate o fiică a lui Venus, tu poți profita din plin de cele mai bune trăsături ale acestei zeițe, frumusețe și compasiune, spiritualitate și farmec. Tu te asemeni foarte mult cu simbolul semnului zodiacal, ai tendința să fluctuezi și, uneori, ești indecisă. Viața ta este determinată de influența lui Venus, astfel că principalele tale interese sunt de obicei plăcerile senzuale, iubirea de frumusețe, sociabilitatea strălucitoare. Poți fi lipsită de echilibru intern, dar tu te străduiești să armonizezi întreaga lume din jur, ești non-agresivă, îți place să joci rolul conciliatorilor, ești interesată de tot felul de arte, într-un cuvânt, tu împodobești și nobilezi viața. Tu ești foarte atrăgătoare și drăguță, tu știi să fii elegantă, extrem de spirituală, ai o dispoziție bună și ușoară. Cu toate acestea, influența zeiței Venus poate provoca și în ajunsuri corespunzătoare, o tendință spre lenea excesivă, o fascinație a plăcerilor, chiar până la punctul de a cădea în vicii. Deci, echilibrul este sarcina principală a vieții tale deoarece tu ești binecuvântată și ai toate abilitățile pentru asta. Guvernatorul tău astral este Venus. De la Venus tu iei farmecul și frumusețea. Planeta Venus este favorabilă celor care lucrează în industria frumuseții, agenții matrimoniale. Planeta ta în exil este Marte. Aceasta este responsabilă pentru lipsa de determinare, precum și pentru îndoiala de sine. Tu unești flexibilitatea gândirii cu psihicul, ești deschisă, te străduiești să fii tu însăți în orice companie. Ești fericită când ești primită într-o echipă. În caz contrar, poți deveni deprimată. Ești un gânditor original, ești foarte inventivă, bine versată în psihologia umană. În același timp, este posibil să nu ți observi problemele. Aceste lucruri duce adesea la tulburări mentale și de personalitate. Ești ghidată în primul rând de minte, dar ești caracterizată de impulsuri emoționale puternice,
din cauza cărora poți avea probleme. Se poate spune că există un anumit spațiu necunoscut între abilitățile tale mentale cu adevărat remarcabile și iubirea ta excesiv de aprigă de viață. Sarcina principală pentru tine poate fi eliberarea de calități negative moștenite de la părinți, societate și mediul social. După ce vei fi negat public ceea ce refuzi cu încăpățânare să crezi, poți ajunge la o stare de nirvana. Cu toate acestea, în viața ta personală, îți este dificil să abandonezi atașamentele. Chiar dacă relația s-a deteriorat, poți cântări timp de mai mulți ani avantajele și dezavantajele relațiilor tale amoroase. Abilitățile de raționament și vorbire sunt aturile tale. Îți place să ții discursuri lungi. În viața ta profesională, te confrunți cu multe probleme și ai o notă finală, ca și cum ai completa munca unui număr mare de oameni. Destul de interesant, nu acorzi prea multă importanță miracolelor pe care le faci, dar îi uimești pe alții chiar și după ani de zile după ce ai făcut ceva semnificativ. Îți place să râzi și să te distrezi, dar ești mai degrabă o natură serioasă și uneori tragică. Capacitatea ta excelentă de a te distra și de a cânta pe scena teatrului vieții te face irezistibilă în orice grup social. Ca părinte, ai o idee vagă a unui comportament adecvat, ceea ce nu implică deloc conservarea părerilor tale, deși ai un sentiment de tradiție. În viața de familie, obișnuiești să ocupi o poziție de conducere. Din păcate, aceste lucruri duce la faptul că cei dragi îți refuză sprijinul emoțional de care ai nevoie, până când dezamăgirile duc la o depresie completă. Trebuie să înveți să ceri și să accepți ajutorul soțului și copiilor tăi, fără a aștepta un moment trist. Adopți adesea o atitudine care face o impresie puternică asupra persoanelor neînvățate. Poți suporta în mod dificil dificultățile în timp ce rămâi conștientă de acest lucru. Nu îți este ușor să-ți calmezi mintea activă sau să-ți cureți scena interioară. În ciuda faptului că poți fi atrasă de diverse tipuri de distracții, ai foarte multă nevoie de stabilitate acasă și la locul de muncă. Te distingi față de alții nativi din balanță prin astfel de trăsături speciale, ești corectă, bine îngrijită, suplă, feminină. Ești puțin conservatoare, îți place să înțelegi din timp ce se va întâmpla în continuare și nu ești înclinată spre aventuri. Conservatorismul se manifestă și în imaginea ta, găsindu-ți propriul stil, nu îl schimbi mulți ani. Te îmbraci elegant și cu gust, dar nu respecti tendințele modei, iar extravaganța și scandalosul pentru tine sunt complet inacceptabile. Cum afectează data de 21 octombrie soarta ta? Ești în evidență cu personalitatea și modul tău de gândire non-standard. Indiferent de ceea ce se întâmplă, ești întotdeauna atrăgătoare și atragi adesea ochii îndurerați. Dar în viața ta personală poți fi prea categorică și incontestabilă. Caracterul tău este ambigu și o mentalitate cinică ți-o otrăvește adesea viața. Pacea sufletească și armonia sunt de o valoare deosebită pentru tine, dar este foarte dificil pentru tine să le atingi, deoarece cele mai mici întârzieri din viața ta sau răutățile minore ale celor dragi te pot pune în dezechilibru. Tu gândești rațional și încerci să fii ghidată de logică în acțiunile tale, dar uneori temperamentul excesiv și acțiunile spontane îți fac un serviciu rău. Există o diferență destul de semnificativă între intențiile planificate și implementarea lor reală. A scăpa de trăsăturile negative ale caracterului și a elimina defectele dobândite ca urmare a creșterii și, după părerea ta, a mediului incorrect, este principalul obiectiv de viață. Îți poți face publice prioritățile de viață și nimic nu te va forța să te răzgândești cu privire la principiile pe care le-ai respectată toată viața. Îți este dificil să decizi asupra schimbărilor radicale din viața personală, chiar dacă relația este departe de a fi ideală. Ani de zile poți cântări toate avantajele și dezavantajele luării oricărei acțiuni în această direcție. Capacitatea de a exprima în mod coerent gândurile ți este caracteristică. În ceea ce privește sfera ta de activitate, de multe ori ți se poate încredința o misiune de a aduce problemele la concluzia lor logică, de a pune capăt unei sarcini.
Reușești cu ușurință să-ți urmezi îndatoririle? Nu ți este greu să observi cu scrupule toate subtilitățile cerute de situație, iar rezultatele muncii tale fac o impresie puternică multă timp după finalizarea acesteia. Nu ești prea puternică în ceea ce privește creșterea propriilor copii. Aceste lucruri poate duce la înstrăinarea relației tale și la pierderea contactului cu copiii, ceea ce poate compensa lipsa de atenție în familie cu metode alternative de autoexprimare. Trebuie să-ți folosești toată intuiția pentru a găsi calea cea mai bună și la timp pentru a depăși acest zid de înstrăinare. Capacitatea de a ține în pumn este puterea ta, vei găsi întotdeauna calea de utilizare a propriei tale energii. Tot ce îți trebuie este să te simți protejată, să ai un teren de încredere sub picioare. Dragoste și compatibilitate. În relații strânse, ești iubitoare, generoasă, grijulie și atentă. Te străduiești pentru stabilitatea unei uniuni familiale, dar tu însă-ți poți fi nesigură. Poate dura mult timp până vei găsi un partener permanent. O pereche excelentă poți alcătui cu reprezentanții constelațiilor Gemeni sau Vărsător. Aceste semne se înțeleg bine cu tine, sunt similare în temperament și atitudine față de viață. Astfel de relații vor fi pe termen lung, armonioase și puternice. Romanul de dragoste cu Scorpionul îți va aduce noi emoții și experiențe, dar cel mai probabil nu va dura mult timp. Cele mai mici șanse de succes în relațiile tale sunt cu Fecioara, Rac și Pești. Cu reprezentanții semnului Fecioară, nu vei găsi un limbaj comun, lipsa de teme comune va provoca iritare și nemulțumire. Racul nu se va încadra în lumea armonioasă și echilibrată ta. În ceea ce privește Peștii, vei avea exigențe uriașe asupra lor și vei încerca să îi împingi în casete, pe care natura sensibilă și vulnerabilă a peștelui nu le poate suporta. Cu celelalte semne, poți încerca, dar șansele sunt 50-50. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Ești elocventă, inteligentă, fermecătoare. Te distingi prin flexibilitate și sociabilitate. Poți fi numită a fi conformistă. Ai o capacitate unică de a te adapta în orice mediu, în orice echipă. Ai o personalitate extraordinară, atractivă. Tu știi să câștigi. Pentru tine, este important să fii în centrul atenției, dar asculți opinia publică. Ești orientată către societate. Adori companiile zgomotoase. Ești înconjurată de un număr mare de oameni. Ai o privire originală asupra activităților profesionale. Domeniul cunoașterii nu contează. Ești un adevărat inovator. Îți place să rupi stereotipurile, să testezi noi tehnici și să le modernizezi pe cele învechite. Aceste lucruri dau anumite rezultate. Proiectele tale depășesc deseori concurenții în termeni de rentabilitate. Sănătate și boli. Ar trebui să fii atentă la obiceiurile proaste atât în domeniul mental, cât și în cel fizic. Datorită orientării tale extrem de conștiente în viață, încerci să elimini oboseala, anxietatea, stresul și durerile de cap, precum și diverse dureri din corp cu ajutorul anestezicelor sau substanțelor narcotice. În ceea ce privește dieta, aici vei fi ajutată de regularitate și moderație, ceea ce implică includerea în dieta unei proporții mari de fructe și legume proaspete, precum și de cereale. Poți fi deranjată de insomnie, deoarece creierul refuză să încetinească, dar nu este necesar niciun medicament. Dacă este necesar, o consultare cu un psihoterapeut este de dorit, dar totuși rolul principal îl joacă iubirea și înțelegerea din partea unui partener de viață blând și constant. Destinul și norocul. Universul ți-a dăruit o voință puternică, ambiție. Ești muncitoare. Tu ajungi din mod intenționat la înălțimile planificate. Folosind corect talentele și abilitățile tale, poți obține succesul în orice domeniu de activitate, punând în aplicare planuri grandioase. În materie financiară, este prevăzută stabilitate și succes. O căsătorie fericită bazată pe înțelegere reciprocă și iubire, poate avea loc destul de târziu.
Sfaturi pentru tine. O abordare critică a vieții este cu siguranță bună, dar ar trebui să fii critică nu numai cu ceilalți, ci și cu tine însăți. Nimeni nu e perfect. Ar trebui să-ți amintești de aceste lucruri de fiecare dată când te străduiesc să urci pe un piedestal. Uneori, este mai bine să faci un pas înapoi decât să mergi înainte, poate fi mai eficient. Trebuie să poți vedea părțile bune ale vieții și să nu fii pesimistă. Slăbiciunea este și o armă. Nu uita că consimțământul nu înseamnă predare. Împărtășește-ți abilitățile cu restul lumii. Ce cadouri ți se potrivesc? Pentru tine, desigur, flori, buchetul nu trebuie nu exagerat, trebuie doar să sublinieze harul florilor și să concentreze atenția asupra ta. Niciodată nu trebuie ca cineva să se limiteze la un singur cadou. Cea mai ideală opțiune, dacă este să cheltuie nu numai bani pentru tine, ci și timp, atunci vei lua această zi ca de vacanță. Dimineața, să fii trezită cu aroma băuturii tale preferate și cu cele mai proaspete fructe dulci. Este bine să-ți arunce câteva flori, buchetul nu contează. Apoi, după o pauză, partea oficială. Cadoul. Fiind estetică prin natură, ești capabilă să apreciezi un set de miniaturi în rame de lemn, de exemplu, cu animale exotice sau peisaje ale orașelor din diferite țări. Cu cât sunt mai multe articole, cu atât este mai interesant cadoul pentru tine. Seara, o cină intimă sau recepție socială. Darul ar trebui să fie elegant. Ambalajul nu este mai puțin important decât cadoul în sine. Un set de lenjerie erotică te va surprinde și te va încânta, dar este important să știi în prealabil dimensiunea, pentru a nu ajunge într-o situație penibilă. Dacă o astfel de surpriză nu este potrivită, pijamalele de casă și papuci Mohinton sunt destul de potrivite, deoarece tu apreciezi confortul personal. Dorința ta de armonie este ceea ce trebuie să fie luat în considerare atunci când ți se alege un cadou. Dacă nu ai o situație financiară foarte bună, atunci, după ce ai primit un cadou scump, te poți simți obligată. La urma urmei, tu consideri că este de datoria ta să rambursezi în mod egal. Nu este nevoie ca cineva să te pună într-o poziție penibilă, mai ales de ziua ta. Deși, unii vor putea folosi această caracteristică în favoarea lor. O excepție ar fi invitația la un restaurant și o cină cochetă de gală pentru doi, cu homar și vin bun. Destul de ciudat, ești foarte neutră față de gadgeturile moderne, cu excepția cazului în care, desigur, este vorba despre o cameră profesională pentru o femeie fotograf. Dar atunci când ți se alege un smartphone, ar trebui să se concentreze pe noutățile mărcii pe care o folosește deja. Dintre bijuterii, vei străluci de fericire primind un set de cercei din aur și un inel cu diamante. Un colier din argint și cercei cu perle vor fi pe placul tău. Cel ce-ți oferă cadoul nu trebuie să economisească prea mult, pentru că este ușor și frumos să obțină favoarea acestei persoane inteligente și muncitoare ca tine. Tu adori darurile cu sens. Mai bine să nu ți se ofere mărunțișuri chinezești inutile. Vei accepta favorabil ca și cadou ustensile de bucătărie, accesori, haine, obiecte interioare interesante. Doar cadourile ar trebui să fie prețioase și de marca, altfel te ai putea simți jignită. Un cadou excelent va fi o geantă din piele de înaltă calitate și cu accesorii originale. La fel de bine vei primi un portofel elegant și este mai bine să se acorde preferință prezentărilor în culori arginții. Un sfat sincer pentru cei ce îți oferă cadouri, este mai bine să nu ți se ofere inelele. Ele ating libertatea ta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.